Contribuabilii care au acumulat datorii către stat după declararea stării de urgență își vor putea eșalona obligațiile pe o perioadă de cel mult 12 luni, dacă depun o cerere în acest sens până la data de 15 decembrie 2020. Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală au elaborat noi măsuri fiscale în vederea sprijinirii mediului de afaceri. Una dintre principalele facilități fiscale este eșalonarea la plata simplificată, care se acordă pe o perioadă de maxim 12 luni pentru obligațiile bugetare datorate după declararea stării de urgență. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți aduce la cunoștința contribuabililor publicarea pe site-ul ANAF la rubrica Transparență decizională a unui proiect de ordin referitor la procedura de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, o procedură simplificată. Prin ordonanța de urgență a Guvernului 181/2020 a fost reglementată această procedură simplificată. Acest proiect de ordin arată modul în care se poate obține această eșalonare. Adoptarea acestei facilități a vizat susținerea conformării la plată și menținerea lichidităților financiare pentru revitalizarea activității contribuabililor ca efect al crizei sanitare. Condițiile de acordare ce trebuie îndeplinite de către debitor sunt următoarele. Depunerea unei cereri până la data de 15 decembrie, modelul de cerere fiind prezentat în anexa la ordin. De asemenea, alte câteva condiții, cum ar fi depunerea tuturor declarațiilor fiscale, societatea nu trebuie să se afle într-o procedură de faliment sau de dizolvare, de asemenea, societatea nu trebuie să aibă obligații fiscale restante la data anterioară începerii stării de urgență, care să nu fie achitate până la data obținerii certificatului de atestare fiscală, certificatului de sarcini fiscale, care se anexează la această cerere. De asemenea, societatea nu trebuie să fie în procedura de atragere a răspunderii după legea insolvenței. Față de procedura normală de acordare a eșalonării potrivit codului de procedură fiscală, documentele depuse de debitor sunt simplificate în sensul că se depune numai o cerere, fără a fi depuse alte documente și termenul de soluționare este mult mai redus, întrucât nu este necesară o analiză amplă asupra situației fiscale a debitorului.